Apropo de experiențe, judecătorul meu a atras niște situații interesante. Am făcut un comentariu la adresa soțului și nu mare a fost mirarea să vadă după aceea o totală schimbare în comportamentul soțului și n-a avut decât să accepte totul fără împotrivire și după aceea să se ducă spășit și să arate iubire, deși nu vrea să o facă, că asta face dragul de el, consideră că are dreptate și e și el așa răsfățat. A fost foarte bine, a fost foarte bine, noi avem nevoie neapărat, avem nevoie disperată de lucrurile astea, avem nevoie să facem tâmpenii, greșeli, să dăm cu capul de sus, să ne tăvălim, să refuzăm, să negăm, să nu acceptăm, ca să în final să ajungem unde trebuie și să reușim să ajungem la acceptare.